Bine v-am găsit la interviurile de ce medical sunt Valvol, cu discut cu doctorul Bănică, specialist ortodont, stomatolog, cum la bază. La bază și Patrick McCown, specialist în respirație, influencer, autor de metode străinătate, din câte mi-a zis, în Statele Unite se brevetează aceste metode. Dacă ne puteți spune cum influențează în aceste tehnici de respirație un ortodont, cum folosește un ortodont. Okay. Deci ce legătură ar avea respirația cu creșterea feței și a maxilarelor, că aici este de fapt subiectul principal. Majoritatea, de fapt nu, toți pacienții care au probleme de respirație, vorbesc în special de copii, pentru că ei sunt în creștere, toți copiii cu probleme de respirație dezvoltă malocluzii. Malocluziile însemnând anomaliile dentofaciale, problemele de dinți strâmbi sau maxilare, decalaje maxilare. Au probleme de respirație din cauza acestor decalaje sau decalaje din cauza problemelor de respirație? Lucrurile pot fi ca și povestea cu ou și găina. În general, o față care crește corect înseamnă o respirație exclusiv nazal, deci practic în repaus și în somn, adulții și copiii ar trebui să respire pe nas. Doar când vorbim, cântăm, atunci, da, ok, deschidem gura. În general, respirația corectă este pe nas încă de la naștere. Apoi apar diferiți factori care interferează cu respirația, începând de la alergii, răcel, de exemplu, chiar și după un episod de viroză sau răceală care, eu știu, durează o săptămână, 10 zile sau mai mult. Chiar dacă trece episodul de viroză răceală, copiii continuă să respire, dezvoltă un obicei de a respira pe gură și respira mix și pe gură și pe nas. Apoi, copiii care au, eu știu, poate deficiențe, o imunitate mai scăzută, deficiențe de vitamina D sau alte probleme, intoleranțe alimentare, diferite alergii, au probleme în general cu respirația și asta duce și la mărirea vegetațiilor adenoide, popular polipii sau amigdalele foarte mărite sau deviații de stema nazal, deci practic cei care au blocajele nazale au niște obstrucții nazale, practic nu pot să respire corect. Și atunci sunt obligați să deschidă gura. Dar și invers, cei care, eu știu, au o hipotonie, o niște musculatura feței mai slabă sau care mestecă sau au fost hrăniți exclusiv la biberon sau doar cu alimente moi foarte mult timp și evită alimentele tari, practic nu dezvoltă niște maxilare corecte. Deci povestea este, eu știu, cu dublu sens, din păcate. Ce le spune un specialist în respirație medicilor sau pacienților? Cu cine, de fapt, Patrick? Whom are you talking to? Doctors or patients? There's two groups of people that we're talking to. And I suppose we have to consider, what are we talking about? We're talking about the importance of nose breathing. We're talking about the importance of slow breathing and low breathing. And the clients who are interested can range from people with health issues such as anxiety, panic, stress, asthma, sleep issues. And then from healthcare professionals, dentists and orthodontists understand about the importance of nose breathing and correct tongue resting posture to help with the maxilla. And also psychotherapists and psychologists. So there's a group of people on both sides who are interested in it. Practic se adresează atât pacienților sau, eu știu, hai să spunem, iubitorilor de sport, cei care se interesează de wellness, de well-being și doresc să fie mai sănătoși sau să facă prevenție și care practică, poate, eu știu, un jogging sau yoga sau habar n-am, și atunci, sau sport în general, importanța respirației, da, este vitală pentru ei, chiar și pentru, mai ales pentru sportivii de performanță, creșterea performanțelor sportive în primul rând, dar și medicilor de diferite specialități, medicilor de, hai să spunem, medicină, diferite specializări din medicină generală, de exemplu, cei care sunt specializați în somnologie, pulmonologie, oreliști, dar și partea de stomatologie, pentru că este legătura directă între influența aceasta de creșterea maxilarelor și practic respirație. Și aici o să completez eu un pic. Practic, tavanul gurii, palatul, este în același timp podeaua cavității nazale.
În momentul în care respirația este afectată, auto sau palatul este mic, îngust, căile respiratorii sunt îngustate și atunci respirația este afectată categoric. Deci importanța foarte mare sau focusul pe care îl avem pe o dezvoltare corectă a maxilarelor, de aceea se numește și ortopedie dentofacială, nu doar ortodonție. Ortodonția ca și termen în sine înseamnă să îndrepți dinții, ortopedie dentofacială să corectezi oasele și aici ne referim la oase maxilare, pedie în perioada creșterii la modul ideal. What about singers or actors? I think it's very important if a singer has their mouth open during sleep. It puts trauma on the upper airways, including the vocal cords. If they have poor breathing patterns, they may sound too breathy. They may suffer from nasal congestion. They may also experience panic before going out to a live audience. So I think there's a number of spectrums. One is protecting the airway, but the other is balancing the autonomic nervous system so that they can achieve a more flow state with their audience. Practic, este foarte important pentru cântăreții, cei care au concerte, cei care folosesc vocea, nu doar cântăreții de muzică clasică. Actor, profesor, cei care țin conferințe, speech-uri, sunt oameni care au vorbesc o zi întreagă, zile întregi, la rând chiar, pentru protejarea corzilor vocale, pentru, anatomie, protejarea anatomiei contează foarte mult, pentru că se pune un stres la nivelul căilor respiratorii, mai ales faringiene, laringiene. Dar este foarte important și din punct de vedere, al sistemului nervos, pentru că aici respirația influențează foarte, foarte mult sistemul nervos și aici vorbim de sistemul nervos simpatic, parasimpatic și de felul în care putem influența sistemul nervos prin controlul respirației. Vorbea de panică. Exact. Anxietate. Pentru anxietate, panic attack, este controlul respirației și anumite tehnici de respirație ajută foarte, foarte mult în controlul anxietății, calmarea oamenilor, chiar și a copiilor. Could you give us some tips? Yes. I'm always going to start with breathing in and out through the nose because the mouth has zero functions. And people who wake up with a dry mouth in the morning will wake up feeling tired. And also, if we're in any stressful situation, such as maybe having an interview like this, and you're feeling that your heart rate is increasing, it's very important to focus on the breath in and really slow down the speed of the breath out, because then you can bring down your heart rate and your brain interprets that the body is safe. Controlul respirației... Dat un sfat. Ok. Să spunem celor care poate nu... Respirația nazală, în primul rând, care trebuie să fie calmă și lentă, ca să spunem, slow, lentă, exclusiv nazală. Rata de expir trebuie să fie mai prelungită sau ritmul de expirație să fie mai prelungit decât inspirul. Asta mai lent, adică să expiri exact, mai lent. Exact. Deci dacă, de exemplu, inspirăm 3 secunde, ținem puțin aerul și expirația este de 4-5 secunde. Și spunea că dacă te trezești dimineața cu gura uscată, e un semn dacă rău. Cei care se trezesc dimineața cu gura uscată sau chiar în cazul copiilor găsesc foarte multă salivă pe pernă, asta este un semn că respirația lor este pe gură și nu este nazală, cum ar fi corect. Asta le dă o senzație de oboseală cronică, practic. Te scoli obosit pentru că nu respiri. Te trezești mai obosit pentru că nu respiri corect pe nas. Exact. Și pentru că respirând, de fapt, ideea lui, ok, totul pornește de la nas, asta și spunea, gura nu este făcută pentru respirație, nasul este făcut pentru respirație, pentru că sunt foarte multe avantaje, umidifică aerul, îl încălzește, filtrează bacteriile, particulele de alergeni, dar și secretă nitric oxidul, un gaz extrem de important care se secretă din sinusurile paranazale atunci când inspirăm calm și expirăm calm pe nas. Deci și gaz de beneficiile căruia nu avem parte dacă respirăm pe gură sau mixt. Și dacă... Gura nu este făcută pentru respirație. Bun, dar dacă faci acest exercițiu, dacă expiri mai lent, asta influențează creierul, am înțeles. So, the breath influence your brain, so the anxiety or panic vanishes if you make this slow respiration movement.
75% of people with anxiety and panic disorder have dysfunctional breathing. So they have suboptimal breathing. Every day they are breathing a little bit faster, an upper chest, and that's feeding into their symptoms. So when they come across a difficult situation, they're pushed over the edge. What we want to do is to improve their underlying breathing pattern and make them more resilient, that they have some control over their breathing and therefore have control over their symptoms. Spune că medie de 70% din oameni au problemele acestea sau suferă de anxietate. Suferă de anxietate și din cauza respiratorii. Of these respiratory problems, they have anxiety. There's a bidirectional feedback. The stress changes breathing, and breathing in turn is feeding back into stress. Enhances stress. Enhances. Este din nou cu dublu sens, din nou povestea cu ou și găina. Și dacă respiră, dacă își controlează respirația, sunt șanse să... Dacă controlează respirația, este influențat sistemul nervos, care duce la o stare de calm, de liniște. Practic, omul se simte în siguranță, nu mai e în starea de fight and flight, adică de alertă și de fugă, ci trece în modul de relax and digest, în modul de relaxare, și atunci situația se calmează și, practic, cu ajutorul terapiilor, reușesc să scape la un moment dat de atacurile de panică sau ce puțin pot fi controlate. Evident că sunt mai mulți factori implicați aici, categoric, nu o să putem să îi acoperim pe toți. Acum ne referim strict la tehnicile de respirație. Care sunt, which are these techniques? What has to do a person? Can you repeat? So, what's your method? What should they do in order to so put their breathing we use in equilibrium. Many exercises. One exercise to help decongest the nose involves taking a normal breath in through your nose, out through your nose, pinching your nose and holding, and nodding your head up and down, and even doing it for just 10 seconds, and then letting go and breathing in through your nose, waiting maybe a half a minute to a minute and doing it again, and doing it 5 or 6 times, and your nose opens up. So that's one exercise. Un prim și un cel mai simplu exercițiu și un prim exercițiu din serie este desfundarea nasului, practic. Cum putem să facem asta? Este ceva care poate să aplice toată lumea, chiar și copiii acasă și la școală. Da? Dacă simți că ai nasul înfundat, practic inspiri, da? Tragi aerul pe nas, calm, te strângi, îți ții respirația, te pensezi de narine, gura o menții închisă și balansezi capul anterior și posterior și faci asta, câteva secunde, depinde de fiecare cât poate să facă asta. La un moment dat când simți că rămâi fără aer, nu forțezi, atunci lași, dai drumul la nas, inspiri pe nas și te calmezi timp de jumătate de minut sau chiar un minut, după aceea reiei. Repeți asta de câteva ori și efectiv îți deblochezi nasul. Ați încercat acest exercițiu? Încercăm și asta facem și cu pacienții noștri, cu copiii care vin la noi, adică pe lângă corectarea structurii, că asta mă ocup în specialitatea mea, să facem maxilarele mai largi, să le ajutăm să crească corect, în același timp ne adresăm și cauzelor. Cum vă spuneam, respirația disfuncțională incorrectă este principala cauza anomaliilor și atunci, practic, corectăm structura, dar corectăm și cauzele, pentru că altfel vom avea o recidivă, un relaps la sfârșitul tratamentului. Dacă copilul va continua să respire cu gura deschisă, rezultatul tratamentului nu va fi stabil. Și noi le dăm și facem exerciții de respirație cu ei, da. The second one. The second one that really got me into breathing. I always had cold hands and cold feet. I had a belief traditionally that the more air I breathed, the more oxygen going throughout the body. Whereas that's not correct. So I actually underbreathed, taking a really soft breath in through my nose and a really slow, relaxed breath out, but breathing less air to the point of air hunger to allow carbon dioxide accumulate in my lungs and blood. And carbon dioxide is a vasodilator, but also to change my breathing patterns that instead of breathing fast during rest and sleep and exercise, to slow down my breathing for improved blood circulation. Una din, problemele cu care s-a întâlnit de-a lungul timpului a fost senzația de mâini și picioare reci.
practic asta și iarăși din ce se știe popular sau se învață, eu știu, se aude, se învață inclusiv în yoga și multe, și în sporturi și în general, toată lumea spune ia o respirație adâncă, take a deep breath, adică respira adânc sau eu știu așa, ca, având impresia că o respirație adâncă înseamnă o cantitate mai mare de oxigen, în realitate nu. Practic, în momentul în care iei guri mari de aer sau o cantitate mai mare de aer, te hiperventilezi, practic, cantitatea de oxigen, așa cum ne spune Patrick, mărită în sânge, are loc atunci când respirația este calmă, lentă, exclusiv nazal, atunci dioxidul de carbon în sânge, practic, are și un efect vasodilatator și, eu știu, chiar ajută la rezolvarea problemelor de care le amintea mâini și picioare, senzația de mâini și picioare reci. Practic, o circulație deficitară a sângelui, care poate fi controlată prin tehnici de respirație. You have mentioned yoga, she has mentioned yoga. They are similar, these techniques. You have... Interesting question. You was inspired by yoga techniques? Not current yoga, and not how breathing is taught currently in yoga. Up until yoga has been around for maybe 5,000 years, 2,500 years, nobody really knows. Up until 1880, breathing in yoga was about light breathing, suspension of the breath. It wasn't about taking these full big breaths. After 1880, it changed due to a movement called the hygienic movement in Europe. My work is yoga pre-1880. And I have just released a book, it's 190,000 words, about the history of breathing in yoga and what was originally being taught in on comparison to what is being taught now. Practics, cumva, și parcursul sau istoria tehnicilor în yoga s-au schimbat. Sunt foarte multe stiluri de yoga și în foarte multe stiluri de yoga s-a practicat o perioadă, eu știu, nu neapărat cel mai corect mod de a respira. Tocmai a lansat ultima lui carte, exact despre asta vorbește, tehnici de respirație în yoga, în care vine un pic și explică istoria, vorbește și despre tehnicile corecte, pentru că prin ceea ce a dezvoltat el se va schimba, a început să schimbe de câțiva în trendul, maniera de a respira în yoga, dintr-o respirație, eu știu, mai forțată sau o hiperventilație, într-o respirație corectă, lentă și diafragmatică. Science is asking for proofs or data. Do you have yes, this kind of studies? Or we have looked correlation at correlation between in terms of breathing variables. Every book that I have written, I have tried to support it as best as possible. The yoga book is supported with 800 references from scientific journals and papers. My previous book has probably the same. I think it's very important that when we are talking about breathing, that we can support it. Breathing has not always been taught that way, and I think it is important to show that where the science is available, it's there. Yes. Practic și ultima carte în tehnici de respirație în yoga, dar și celelalte cărți pe care le-a scris, vine cu foarte multe dovezi științifice, multe articole care să vină în sprijinul teoriilor lui și beneficiul, eu știu, celor care vor să schimbe metoda de respirație, pentru că, da, nu poți să vii cu ceva care nu este documentat din punct de vedere științific, research. Se fac foarte multe studii în ultimul timp și să știți că încă dinainte de pandemie, în state, în Australia, oamenii s-au preocupat foarte, foarte mult de respirație. E adevărat că fie au legătură cu partea medicală, apnee obstructivă în somn sau, eu știu, ASP, dar venind pandemia, evident, beneficiile respirației și nitric oxidului au fost extraordinare și mai ales recuperarea post-COVID, respirația a fost jucat un rol vital. Dar hai să nu vorbim neapărat de oamenii bolnavi, ci să vorbim de, eu știu, respirația ca prevenție, în primul rând. Practic, cel mai mare secret este să prevenim. Iar printr-o respirație corectă prevenim și probleme ORL, problemele de creștere la nivelul maxilarelor. Și acum spuneam că palatul
tavanul gurii este podeaua cavității nazale, vreau să vă mai spun un lucru pe care foarte mulți nu-l știu, că există o mare legătură între mușcătură, între ocluzie, articulațiile temporomandibulare, coloană, postura corpului. Pentru că mă întreba o mamă la un moment dat când examinam întreg, mai integrativ copilul, ce legătură au dinții cu picioarele. O foarte mare legătură. Deci de aceea, practic, prin controlul respirației sau antrenamentul respirației, prevenim malocluziile, prevenim și problemele de postură, pentru că nu ne convine la vârsta adultă să ne operăm de hernii de disc, nu ne convine să ne operăm la menisc sau, știu, să reparăm meniscul de la genunchi. Practic, încă ceva, pacienții care au apnee obstructivă în somn și sunt tot mai mulți și, din păcate, sunt și copii, nu doar adulți, controlul și respirația este extrem de important. Cum se face prin mijloace mecanice, să spunem, acel dispozitiv care împinge aerul cu presiune? Ok, haideți să discutăm și de CPAP. Aparatul care ventilează noaptea este recomandat ca primă intenție sau ca primă terapie la pacienții care au apnee obstructivă medie severă, la recomandarea specialistului somnolog, pentru o perioadă de timp. Absolut. Sunt mai diverse specializări care ajung să lucreze în somnologie, pulmonolog, orelist și așa mai departe, neurolog. Chiar și noi suntem foarte aproape de domeniu. În schimb, pentru anumite persoane poate fi a la lung, adică toată viața să doarmă cu CPAP-ul pe noptieră. Nu este ceva foarte ok, foarte plăcut. În primul rând, toleranța CPAP-ului, sunt foarte, foarte mulți oameni, hai să spunem pacienți, că deja sunt bolnavi și care au apnee, care nu suportă CPAP-ul. Soluția ORL-ului este chirurgia, ajută și aceste tehnici poate... Exact, cum să spun, sunt complementare tehnicile de respirație, dar haideți să trecem la partea de adulți, e o categorie specială. Haideți să trecem la copii și la prevenție și la copii. Practic, în momentul în care îi pui un CPAP unui copil la lung, îi blochezi și deformezi creșterea la nivelul maxilarelor. Nu l-ajuți prea mult. Ok, dacă sunt copii cu probleme neurologice, cu probleme speciale, sindrome, atunci probabil că nu ai multe șanse. Dar pentru copiii care sunt ok, sănătoși, nu este recomandabilă purtarea CPAP-ului la lung. Deci, practic, mai bine faci ortopedia dentofacială, corectezi structura și apoi vii cu tehnicile de respirație ca o completare și ca o restartare a sistemului. Third one. A very simple exercise is doing your physical exercise with your mouth closed. Whether it's your yoga, whether it's your Pilates, dancing, walking, jogging. The human nose has a minimum of 30 functions. By breathing through your nose, you increase oxygen transfer from the lungs to the blood. You've got better recruitment of the diaphragm. You're protecting your airways. You've got better utilization of oxygen during exercise. Your recovery post-physical exercise is better. So breathing through your nose during physical exercise is a tremendous breathing practice as well as an exercise practice. At the start, it's a little bit more difficult, but the more you breathe through your nose during physical exercise, the air hunger diminishes, and your body gets used to doing more with less ventilation. So you are improving your efficiency. Hai să spunem, începem cu a folosi nasul, respirație exclusiv nazală, la început, eu știu, pentru plimbări, pentru mers, după aceea pentru alergat sau după aceea chiar în sporturi, depinde ce practică fiecare. La început e o senzație, eu știu, de oboseală. Exact, pilate, yoga, gym, eu știu, atleți care, nu știu dacă ați văzut, sunt foarte mulți atleți mai nou, sportivi de performanță, tenismeni, care se antrenează sau alergă la maraton în state, avem colegi care alergă cu scociul pe gură și respiră exclusiv nazal. E ceva care, eu știu, nu se poate practica imediat de către un începător, dar se poate ajunge acolo. În notătorii, cred. Pentru notători este treaba diferită, pentru că ei, în momentul în care sunt sub apă, este o altă practică ei. La fel cum și Patrick a dezvoltat o metodă prin care ajută și lucrează cu antrenori, practic este un antrenament pe uscat, între ghilimele, deci îi antrenează nu în apă, ci în afara bazinului, pentru, prin tehnici de respirație. Atunci, antrenându-se și controlând respirația... Nevoia de oxigen scade?
dacă am înțeles bine, practic, the hunger, it's a hunger for oxygen. Foamea de, adică foamea senzația de oxygen, de hunger because of the accumulation of carbon dioxide. So if you breathe through your nose, carbon dioxide is not able to leave the body quickly enough through your nose. So it accumulates in your lungs and blood. But carbon dioxide is the primary stimulus to breathe. So by doing physical exercise with your mouth closed, you purposely expose your body to higher carbon dioxide to reduce the sensitivity or to improve the tolerance. So really what we want to do is we want to improve a person's tolerance of carbon dioxide. And then when they do physical exercise, they do physical exercise with less breathlessness. Practic, dioxidul de carbon, sau fiecare persoană are o toleranță diferită la dioxidul de carbon. Și atunci, practic, făcând exercițiile, începi să reduci, pentru că o rezistență mărită la CO2 nu este benefică. Și atunci, prin controlul respirației, odată că reduci rezistența corpului la CO2, dar mărești cantitatea de oxigen din sânge, pentru că CO2-ul are exact rolul ăsta și transportă oxigenul în sânge, dar în momentul în care se acumulează, de fapt, globulele roșii transportă oxigenul în sânge, în momentul în care se acumulează prea mult dioxid de carbon în sânge, practic trebuie să intervenim prin exercițiile de respirație care trăinuiesc corpul să accepte mai ușor și să scadă rezistența corpului la CO2. Cum ajunge la publicul din România, Patrick McKeown? Nu, la noi nu există resurse, în primul rând, adică medicii sunt focusați pe tratamentul propriu-zis. E mai greu, nu cred că... Există o deschidere nu din cauze psihologice, ci obiective. Nu este timp, nu... Este adevărat, oamenii și noi stăm foarte, foarte prost cu timpul, dar practic metodele sau antrenamentul respirației nu înseamnă neapărat că îți ocupi o mare parte din zi și trebuie să-ți renunți la alte treburi să te ocupi de respirație. Ok, în situația în care un om este bolnav, atunci da, oricum trebuie să facă tratamente, vizite la spital și până la urmă se ocupă inclusiv de orice ce ține de sănătate. Dar în cabinetele de stomatologie sau... medicina sportivă sau în păi, această zonă? Ajunge prin educația pe care o facem noi. Eu și membrii din echipa mea ne-am trainuit mai mulți ani în urmă la Londra cu Patrick și folosim tehnicile lui. În același timp, prin toate speech-urile și întâlnirile și ocaziile pe care le-am atât cu părinți, public în general, dar și cu medici la diferite conferințe de orele, de somnologie, de pediatrie, medicină de familie, exact despre asta discutăm, cum să construim echipa pluridisciplinară și cum să ajutăm mai eficient pacienții. Terapeuta pe care o am lucrează în cabinet, niște exerciții simple în realitate, nu trebuie să ne speriem că niște terapii respiratorii, acum să nu confundăm terapii respiratorii post-COVID de la un bolnav extrem de aflat într-o stare extrem de severă sau cineva cu obstrucții pulmonare. Haideți să vorbim de, de persoane relativ sănătoase. La persoane relativ sănătoase și sănătoase, tehnicile de respirație sunt simple sau sportivi. Practic, ei pot integra în stilul lor de viață, anumite tehnici pot fi folosite seara, înainte de culcare, practic înainte să adormi. Dacă respiri într-un anume fel, într-un fel corect, te ajută foarte mult. Din nou, dimineața, înainte să te dai jos din pat, mai practici un pic niște exerciții de respirație. Deci nu trebuie să ne blocăm din job, din program sau să ne cancelăm, ce întâlnire, ca să ne ducem să ne antrenăm pentru respirație. So it's like kinetotherapy you are doing at home. You learn some exercise, you are doing that in the morning, in the evening for helping your muscle. Doesn't need to change the schedule during the day to go to train the breathing in somewhere in a training, place this can be because everybody is very busy now, it just becomes part of you. It's really about teaching the basics when it comes to breathing, and you might ask the question, why has it been forgotten about? It's not normal to breathe through the mouth, but yet it's quite common. It's not normal to breathe fast and shallow during rest, but yet it's quite common. It's about the underlying importance of understanding what is good breathing for better health and better state of mind, and about adapting that.
I suppose it's a little bit like diet. People know what's a bad diet and people know what's a good diet. You know, many people overlook it. We're looking at it from a breathing perspective. E puțin similar cu dieta, cum spunea, exact, da, trebuie un pic să avem grijă, la fel cum, eu știu, și în exercițiile de respirație, practic trebuie să le integrăm în stilul de viață, așa cum spuneam și mai devreme, la un moment dat, cel mai important e, ok, din păcate, în zilele noastre, respirația pe gură sau respirație zgomotoasă deja devine normală. Iarăși, faptul că foarte multă lume sforeie și nu se îngrijorează pentru asta, sunt foarte mulți părinți care spun că copilașul lor sau copilul mic, mai mare, sforeie, sforeitul la copii nu este deloc normal și nici la adulți. Este un prim semn că sunt niște probleme. Deci respirația pe gură nu e normală, sforeitul nu este normal, așa că, practic, prin schimbarea atitudinii și a stilului de viață, care se întâmplă progresiv, începem să fim mai sănătoși. Very interesting. I wish you good luck and success in applying these techniques. Mulțumesc pentru informații. Pleasure. La revedere. Thank you very much.